Doamnelor și domnilor parlamentari, stimați invitați! Am parcurs cu atenție textul moțiunii de cenzură depusă de opoziție și vă mărturisesc că sunt dezamăgită. Am sperat că, în ciuda adversității politice în care ne găsim, va exista, dincolo de jocul politic, o abordare constructivă a criticii în beneficiul cetățeanului. Am sperat să fim avertizați, corectați, ba chiar trași de mânecă cu privire la anumite măsuri care pot părea din perspectiva dumneavoastră discutabile. Nu m-am așteptat ca întreaga moțiune să fie o înșiruire de falsuri, o prezentare parcă a unei alte realități făcute cu rea credință. Înțeleg rolul opoziției și obligația ei de a critica guvernul. Acest lucru face parte din mecanismul esențial al democrației. Dar felul în care astăzi, lipsită de argumente raționale, opoziția subminează întregul efort al guvernului pe baza unor acuzații lipsite de logică și realism, mă face să cred că această moțiune nu reprezintă decât un joc politic. Mistificați realitatea pentru a vă servi propriile interese politice. Prezentați răul ca fiind bine, iar binele ca fiind rău. În discursul dumneavoastră nu mai este loc de nuanțe. Totul este alb și negru. Tot ce face puterea e rău, iar tot ce faceți dumneavoastră este bine. Acestea sunt premisa și concluzia moțiunii care trădează o aroganță incredibilă în raport cu prestația îndoielnică pe care ați avut-o când ați fost la guvernare. Refuzați să admiteți chiar și cele mai evidente lucruri bune care s-au întâmplat în această guvernare. Vă rog! Vă rog, stimați colegi, vă rog! Pentru dumneavoastră, creșterea veniturilor românilor este o măsură populistă care va aduce haosul în economie. Pentru dumneavoastră, majorarea salariului minim din România este o măsură antisocială și antieconomică, așa cum susțin unii din reprezentanții dumneavoastră într-o scrisoare deschisă. Pentru dumneavoastră, creșterea economică de excepție pe care a avut-o România anul trecut este rezultatul incapacității și incompetenței guvernării. Vă rog, numai un pic. Mulțumesc, vă rog. Îi rog pe români să aibă răbdare pentru acest circ prezentat în Parlamentul României. În viziunea dumneavoastră, scăderea datoriei guvernamentale este de fapt o creștere a datoriei. Orice ar fi făcut acest guvern, orice ar face, oricât de bine ar merge lucrurile, pentru dumneavoastră este imposibil să ieșiți din această paradigmă a catastrofei, a dezastrului și a circului. Când nu mai puteți combate măsurile bune ale guvernului, atacați într-o măsură primitivă, începând de la îndemnurile rudimentare de a lua parul ca să-i loviți pe adversari, până la gesturile obscene făcute în Parlamentul României. Când nu ați mai putut nega beneficiul majorărilor de pensii și salarii, v-ați legat de aspectul fizic, de coafură sau de ținuta adversarilor politici. Când nu ați mai avut cum să negați performanțele economice ale acestei guvernări, recunoscute de Fondul Monetar Internațional, Banca Monetară, ați început să faceți comentarii jignitoare la adresa nivelului de pregătire a opozanților dumneavoastră.
când nu ați mai putut contrazice rezultatele economice pozitive confirmate de Institutul Național de Statistică și Eurostat, ați început să mințiți și să denaturați performanța guvernării noastre. Regret să o spun, dar este foarte multă aroganță în acest discurs al dumneavoastră. Îmi pare rău să constat că ați rămas prizonierii politicii conflictuale, fără să realizați că românii s-au săturat de scandal și detestă certurile și învrăjbirea din politica românească. Am însă credința în puterea adevărului. Am credința în inteligența acestui popor, care a dovedit în nenumărate rânduri că nu se lasă păcălit de manipulări și că este capabil să discearnă adevărul de minciună. Când în anul 2020 se va termina acest mandat, românii vor trage linia și cu înțelepciunea care îi caracterizează, vor surprinde în mod corect esența lucrurilor atunci când vor merge la vot. Ecuația va fi cât se poate de simplă. Dumneavoastră ați tăiat, noi am majorat pensiile și salariile. Dumneavoastră ați închis, Vă rog, stimați colegi, vă rog. Am destul de. Vă rog, doamna prim-ministru. Dumneavoastră ați închis, noi am redeschis și am construit școli și spitale. Eu știu că adevărul supără. Dumneavoastră ați crescut, noi am redus și am eliminat taxele. Dumneavoastră ați înregistrat cel mai ridicat șomaj, noi cel mai scăzut. Dumneavoastră ați desființat, noi am creat sute de locuri de muncă. Dumneavoastră ați generat una dintre cele mai mari scăderi, noi una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană. Aceasta este pe scurt radiografia guvernării pe care o va face orice român de bună credință din România. Dar dincolo de aroganță și ipocrizie, rămâne întrebarea legitimă pe care și-o pune oricine. Dacă ar trece această moțiune, ce s-ar întâmpla cu această țară? Cum vor trăi cetățenii ei? Le va fi mai bine sau le va fi mai rău? Ar trebui, deci, ca dincolo de atacurile la guvern, să prezentați românilor alternativa pe care vreți să o oferiți. Mulți dintre noi o cunosc foarte bine. Este aceeași alternativă pe care ați mai servit-o odată cetățenilor români. Este alternativa tăierilor și austerității. Se vorbește mult în programul PNL-ului de azi despre tăierea salariului minim pe economie până la 1000 de lei, deci chiar cu mai mult de 25% față de cum s-a întâmplat în guvernarea PDL-ului. Mai mult, economiștii PNL-ului susțin suși tare că majorarea salariului minim ar fi o măsură antieconomică și antisocială. Aceasta în condițiile în care salariul minim din România este încă printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, în pofida majorărilor succesive din guvernarea noastră. Aceasta este alternativa dumneavoastră? Asta vreți să oferiți românilor? Din nou haos și circ? Din nou tăieri de salarii și pensii? Din nou concedieri? Din nou tăieri de ajutoare sociale?
din nou închiderea școlilor și spitalelor sau privatizarea lor, astfel încât sănătatea și educația să devină un lux accesibil doar pentru cei cu bani? Mai grav decât această perspectivă sumbră pe care o oferiți, mi se pare modul dezonorant în care încercați să-i dezinformați pe români. Sunt multe, multe minciuni, distorsionări sau mistificări în cuprinsul moțiunii. Oriunde ai pune degetul pe text, dai peste o minciună sau o intoxicare. Mi-ar lua deci mult timp să le tratez pe fiecare dintre ele. Mă voi opri doar la cele mai grave și mai răspândite nu doar în moțiune, ci și în presa de propagandă sau în rețelele sociale folosite drept paravan de cei care lucrează la dărâmarea puterii politice, legim constituite în urma alegerilor libere și corecte. Vă prezint așadar 10 exemple de astfel de minciuni și manipulări care apar în cuprinsul moțiunii. Prima dezinformare... Doamna prim-ministru, stimați colegi, vă rog frumos, vorbește o doamnă și doamna prim-ministru. Vă rog, mai ales colegii băi bărbați care vă văd aici. Vă rog, doamna prim-ministru. Prima dezinformare este și cea mai gravă. Insinuarea că nu mai sunt bani de pensii, însoțită la pachet de așa zisa naționalizare a pilonului 2 de pensii. Eu pot să înțeleg până la un punct că menirea opoziției este de a contesta ce face puterea. Pot să înțeleg jocurile politice pe care le faceți în acest sens, dar vă atrag atenția că pentru pensionari nu este o joacă să afirmați că nu mai sunt bani pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului. Pentru un pensionar a cărui sănătate sau chiar viață depinde de pensia care să vină lună de lună, nu este o joacă când îi mințiți că nu mai ajung banii de pensii. Este o minciună irresponsabilă și vă rog să încetați să-i mai mințiți pe pensionari. V-ați făcut odată de râs când ați mai prevestit că nu vor mai fi bani de pensii decât până în luna noiembrie. Cât mai vreți să persistați în această minciună? Mai sunt câteva zile și intră în vigoare majorarea punctului de pensie cu 10%, de la 1.000 de lei la 1.100 lei, începând cu 1 iulie 2018. Tot de atunci se majorează și așa zisa pensie minimă de la 520 lei la 640 lei, deci o creștere de 23%. Cât sunteți de rezistenți când vine vorba de creșterea veniturilor pensionarilor? Oare nu sunt ei părinții și bunicii noștri ai tuturor care au muncit o viață în special pentru copiii și nepoții lor? La fel de irresponsabilă este și zvonistica pe care o întrețineți cu privire la pilonul 2 de pensii. Nu s-a pus niciodată problema naționalizării pilonului 2 de pensii. Nici nu s-ar putea, pentru că fondurile acumulate acolo aparțin românilor, iar dreptul la proprietate este garantat prin Constituție. Vrem însă ca fiecare român să aibă libertatea de a decide unde să își țină banii de pensii și îmi vine greu să înțeleg cum e posibil ca un partid care se pretinde liberal să militeze pentru lipsa opțiunii impunerea de către stat a locului unde trebuie ținuți banii. Nu s-a pus niciodată problema desființării sau naționalizării pilonului 2,
nici nu ar fi fost tehnic posibil. Dar da, vrem ca administratorii privați ai fondurilor din pilonul 2 să fie într-un mediu concurențial real, astfel încât să fie determinați să obțină randamente cât mai bune și să perceapă comisioane cât mai mici pentru clienții lor. Acesta este interesul cetățenilor și asta ne dorim să facem în reformarea sistemului de pensii. A doua dezinformare este despre așa zisele evoluții negative din economia românească. Când vine vorba de economie, vă lansați în afirmații fără niciun fel de acoperire, în speranța că o minciună repetată la nesfârșit ajunge în cele din urmă să fie crezută. O astfel de denaturare a adevărului o regăsesc și în textul moțiunii. Insinuarea că veniturile ar fi scăzut în raport cu creșterea economică. Stimați parlamentari ai opoziției, este incredibil. Uitați-vă în istoria recentă a României. Primul an de după Revoluție în care veniturile au crescut, în timp ce economia era în creștere, a fost în anul 2016. Atunci, deși România a înregistrat o creștere economică de 4,8%, veniturile la buget au scăzut cu 9,8% față de anul 2015. Vorbiți ironic de faptul că economia românească este tigrul Europei. Eu spun că da, în această guvernare, România a devenit tigrul economic al Uniunii Europene. Am înregistrat o creștere a produsului intern brut cu 55 de miliarde euro. România a înregistrat cea mai mare creștere economică din ultimii 10 ani, fiind totodată și cea mai mare creștere din Europa, cu o rată de 2,8 ori mai mare decât media europeană. Asta înseamnă că am redus decalajele noastre față de Europa, asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Eurostat a confirmat chiar săptămâna aceasta că PIB-ul pe locuitor, la paritatea puterii de cumpărare, a crescut de la 58% la 63% din media Uniunii Europene, fiind cea mai mare creștere dintre țările UE28. A treia dezinformare. Mă bucur că sunteți de acord cu mine. A treia dezinformare. Inflația de 5,4% și evoluția ROBOR la care vă referiți în cuprinsul moțiunii. Știți bine, sau poate că nu știți, că această inflație de 5,4% raportată la perioada similară din anul precedent este o inflație pur statistică. Ea nu reflectă impactul real al creșterii prețurilor resimțit de populație, spre deosebire de inflația raportată la luna precedentă, care arată efectiv evoluția continuă a prețurilor și efectul real în buzunarul cetățeanului. Da, a avut loc o majorare a prețurilor la finalul anului trecut, dar vă rog să rețineți că România a avut una dintre cele mai mici rate ale inflației din Uniunea Europeană în anul 2017. Știți sau ar trebui să știți că factorii principali au fost legați de prețul internațional al țițeiului, de criza unor alimente la nivel european sau de prețurile la energie în contextul liberalizării pieței convenită cu mult timp în urmă cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Nu o spunem doar noi, o spune Banca Națională a României și o spune Eurostat. Vă rog,
Eu am avut decența să ascult moțiunea de cenzură fără să fac niciun comentariu. Vă rog să aveți aceeași decență. După momentul de anul trecut, majorările de prețuri s-au diminuat aproape în totalitate, cu creșteri medii de sub 1% de la lună la lună și chiar cu scăderi de prețuri la alimente de bază, la ulei, la zahăr sau la ouă, și lista poate continua, pe lângă alte produse de bază, precum făina, pâinea sau laptele, unde prețurile au stagnat. De ce mințiți oamenii când le spuneți că fiecare lună a crescut prețurile cu 5,4%? Știți bine că nu e așa. Chiar dacă prețurile ar scădea constant de la lună la lună, prin raportarea la anul trecut, inflația s-ar menține la nivel aparent mai ridicat față de anul trecut. În mod real, față de luna decembrie 2017, până în prezent, prețurile au crescut cu doar 2,4%, adică mai puțin de jumătate din cât raportați sus și tare dumneavoastră. Mai mult, inflația medie în ultimele 12 luni, calculată după metodologia Eurostat, a fost în România de 2,6%, iar această inflație s-a resimțit în majoritatea statelor europene. În mai 2018, față de mai 2017, inflația a crescut cu aproximativ 60% în Italia și Ungaria, cu aproximativ 40% în Cehia, Germania, Austria, cu aproximativ 85% în Polonia și s-a dublat în Danemarca, Lituania, Olanda, România, Slovacia și Anglia. Mai subliniez un lucru pe care îl știți la fel de bine cu toții. Nu guvernul este cel care e responsabil de evoluțiile inflației. Știți bine că aceasta este în grija și în răspunderea Băncii Naționale a României, care de altfel a și admis în mod oficial că inflația despre care discutăm nu a fost generată de politicile guvernamentale. Cum puteți tocmai dumneavoastră să vă referiți la robor? Tocmai dumneavoastră, cei din PDL, să lăsăm cifrele să vorbească. Astăzi, dobânda robor este puțin peste 3%, cu mult mai mică față de anul 2009, când a fost de aproape 3 ori mai mare, respectiv 10,65%. Tot în guvernarea voastră, la mijlocul anului 2010, robor era de 7,27%, iar la finalul anului era de 6,17%, și la sfârșitul anului 2011 era de 6,05%. Deci, oricum ne uităm la guvernarea PNL sau PDL, indiferent dacă ne uităm din stânga sau din dreapta, indiferent dacă ne uităm în jos și în sus, robor a fost mai mare de 2 sau 3 ori față de cât este în prezent. A patra dezinformare se referă la așa zisa stagnare economică ce ar fi avut loc în primul trimestru al acestui an. Eu cred că toți din această sală au cel puțin cunoștințe elementare de matematică și cred că putem fi de acord că 4,2% nu este zero. Deci dacă Institutul Național de Statistică și Eurostat vorbesc despre o creștere economică de 4,2%, de aproape 2 ori mai mare față de media Uniunii Europene și a 5-a cea mai mare în rândul statelor membre, atunci e imposibil să vorbiți de stagnare economică. Presupun însă că v-ați referit la trimestrul precedent. Deci la ce ne raportăm? La trimestrul 4 din 2017, când s-a înregistrat cea mai mare creștere trimestrială
a PIB din ultimii 10 ani, la asta vă referiți. În acest caz, da, e normal să vi se pară ciudat că acest guvern a reușit să mențină același nivel ridicat, e ciudat și pentru dumneavoastră, un partid obișnuit cu scăderile și tăierile, cu drumul în jos. A cincea dezinformare este pur și simplu o minciună. Spuneți că puterea de cumpărare a românilor s-ar fi erodat. Nimic mai fals. În realitate este cu totul invers. Înainte de a vă apuca să mai scrieți moțiuni, vă recomand cu prietenie să vă documentați mai bine pentru a evita alunecarea în ridicol. Citiți cu atenție datele oficiale ale Institutului Național de Statistică și Eurostat. Sunt date publice. Analizați ce spun rapoartele Fondului Monetar Internațional, ale Băncii Mondiale sau ale Comisiei Europene, în care se afirmă că puterea de cumpărare a românilor nu doar că nu s-a erodat, dar chiar a crescut semnificativ și în acest an și anul trecut. În 2017, câștigul salarial net în termeni reali, adică în traducere liberă pentru opoziție, e vorba de câștigul salarial după plata impozitelor și eliminarea efectului inflației, adică și mai simplu, este vorba de puterea de cumpărare, care a crescut în medie cu 12,7% pe ansamblul economiei, respectiv cu 22,5% în sectorul public și cu 10,2% în sectorul privat. Prin urmare, puterea de cumpărare a crescut pentru toți. Nu doar bugetarii trăiesc mai bine în urma guvernării PSD-ALDE, ci și angajații din mediul privat. La fel în 2018, în luna martie, câștigul salarial net în termeni reali a crescut cu 10% pe ansamblul economiei, respectiv cu 16% în sectorul public și cu 8,1% în cel privat. Deci nu a fost o erodare, ci o creștere a puterii de cumpărare. Însă nu această confuzie e cel mai grav lucru. Mai grav mi s-ar părea prăbușirea puterii de cumpărare care s-ar produce dacă ați veni dumneavoastră la guvernare și ați face ceea ce v-ați propus, respectiv tăierea salariului minim până la 1.000 de lei, după ce noi am făcut eforturi pentru a reduce decalajul față de nivelul salariului minim din statele Uniunii Europene. Apreciez sinceritatea dumneavoastră față de această măsură a tăierii salariului minim, dar mă îngrozește impactul pe care l-ar produce asupra a milioane de români. De aceea vă întreb, chiar vorbiți serios că vreți să tăiați din nou salariile? Chiar nu ați învățat nimic din dezastru pe care l-ați făcut în 2010 când ați tăiat pensiile și salariile? Chiar nu ați înțeles că austeritatea este o politică greșită care generează neîncredere, instabilitate și criză economică? Exact. A șasea dezinformare, criticile privind execuția bugetară, respectiv faptul că veniturile nu ar crește cum ar trebui și au crescut în schimb cheltuielile. Dați-mi voie să vă prezint succint realitatea privind execuția bugetară în primele 4 luni ale anului 2018. Chiar dacă dumneavoastră susțineți că veniturile ar fi scăzut, așa cum s-a întâmplat în timpul guvernului Cioloș, eu vă spun că, dimpotrivă, veniturile au crescut, atât în raport cu anul trecut, cât și în raport cu ceea ce am prevăzut în buget. Mai mult, veniturile cresc într-un ritm mai mare decât creșterea economică, ceea ce reprezintă un semn de însănătoșire a sistemului fiscal din România. Vă reamintesc că în 2016
în timpul guvernului Cioloș, veniturile au crescut cu aproape de două ori mai mult decât ritmul de creștere economică. În 2017, când am venit la guvernare, a trebuit să reparăm ce au stricat alții, iar apoi am ajuns să avem o creștere de aproape două ori mai mare decât creșterea produsului intern brut, chiar dacă, știți bine, am avut printre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, în primul trimestru din 2018, creșterea veniturilor s-a consolidat față de aceeași perioadă a anului anterior. Realitatea economică în care trăim acum și pe care dumneavoastră nu o puteți înțelege, ne arată că o politică fiscală coerentă și înțeleaptă îți poate aduce venituri chiar dacă reduci taxele și în același timp crești salariile, pensiile și investițiile publice. Tendința de creștere a veniturilor totale ale bugetului general consolidat a continuat și în luna aprilie, iar ritmul de creștere înregistrat în perioada ianuarie-aprilie 2018 s-a accelerat, ajungând la 11,8% în termeni nominali și la 6,6% în termeni reali față de aceeași perioadă a anului anterior. Cea mai mare creștere a veniturilor bugetare s-a înregistrat la contribuțiile sociale, unde avem un avans de 33,6% față de anul trecut, chiar în condițiile în care am avut o scădere a taxării contribuțiilor de la 1 ianuarie 2018. Și de această dată, realitatea bate propaganda care atacă măsura transferului contribuțiilor de la angajator la salariat. Se dovedește că această măsură a adus mai mulți bani la sănătate și la pensii pentru toți românii. Tot la acest capitol al execuției bugetare, o altă direcție de manipulare și dezinformare este legată de evoluția deficitului bugetar, la care se face referire și în această moțiune, și cu insinuarea că suntem mereu pe marginea prăpastiei și că riscăm în orice moment să ne prăbușim. În realitate, în primele patru luni din acest an, deficitul a fost de 0,65% din PIB, adică de circa 6 miliarde de lei. Dacă parlamentarii din opoziție s-ar fi uitat cu mai multă atenție pe execuția bugetară, probabil nu ar fi îndrăznit să se refere la deficit în cuprinsul moțiunii. De ce spun asta? Pentru că aproape toată valoarea deficitului se regăsește în investiții care s-au dublat față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând până la 5,9 miliarde lei. Sincer, nu vă înțeleg. Nu e bine când creștem pe consum că nu sunt investiții. Când sunt investiții, tot nu e bine pentru că sunt mai mari cheltuielile. Vă dau însă o veste nouă pentru dumneavoastră. Nu poți investi fără a cheltui. Deci e simplu. Investiții mai mari înseamnă cheltuieli mai mari. A șaptea dezinformare este una dintre cele mai grosolane și se referă la datoria guvernamentală. Cu tot respectul, este rudimentar să vorbiți de creșterea valorii nominale a datoriei publice fără a lua în considerare creșterea produsului intern brut, adică tot ce produce România. Nici măcar un student în anul întâi la ASE nu vă poate lua în serios când faceți astfel de raționamente. Ar trebui să știți că mărimea unei datorii este o noțiune relativă. De pildă, o datorie de 100 de lei este mare sau mică? Eu cred că este mare pentru cineva care câștigă 1000 de lei pe lună, dar e mică pentru cineva cu 10.000 de lei pe lună. De aceea e absurd să analizezi datoria guvernamentală doar după valoarea ei. Orice economist serios se uită la ponderea în PIB pe care o are datoria. Dar eu pot înțelege de ce nu v-ați referit la acest indicator.
Știți foarte bine că, în mod real, datoria publică a scăzut ca pondere în PIB de la 37,4% lăsată de guvernul Cioloș la 35% anul acesta, cu 2,4 puncte procentuale mai puțin. O lecție de economie pe care ar trebui să o țineți minte de acum înainte. Și nu vă spun ironic acest lucru. Vă spun pentru că știu ce ați făcut când ați fost dumneavoastră la conducerea țării. Vă reamintesc că ați triplat datoria publică de la 12,4% din PIB în 2008 la 34% din PIB în 2011. Asta ați făcut și vă întreb din nou. Tocmai dumneavoastră veniți acum să ne întrebați despre creșterea datoriei? Tocmai dumneavoastră care ați triplat datoria față de noi care am scăzut-o? A opta dezinformare este legată de evoluțiile în infrastructura de transport. Vorbiți mult în moțiune despre blocajele din derularea construcțiilor de autostrăzi. Aș putea și eu să-i cert pe cei din guvernul Cioloș sau pe cei care au susținut guvernele Boc pentru că nu au modificat legea achizițiilor publice care a generat atâtea blocaje în toate proiectele de investiții derulate în România. Dar dacă aș intra într-o astfel de dispută, nu am face decât să ne învinovățim unii pe alții, ceea ce ar fi complet irelevant pentru cetățenii care ne-au votat. Eu vă voi spune ce am făcut noi pentru a debloca aceste lucruri. Am modificat legea achizițiilor publice, astfel încât contestațiile să nu mai fie folosite abuziv pentru împiedicarea derulării proiectelor. Am modificat legea expropierilor ca să putem asigura frontul de lucru pentru constructorii de drumuri și autostrăzi. Am înlăturat o mare parte din barierele administrative care țineau blocate proiecte de infrastructură. Au fost aprobate 90% din bugetele companiilor din subordinea și coordonarea Ministerului Transporturilor. Nu spun că de acum încolo totul va merge de la sine și vom umple România de drumuri și autostrăzi. Spun doar că acest guvern pe care îl conduc a eliminat mai multe probleme majore care trenau de zeci de ani de zile și care blocau dezvoltarea infrastructurii românești. Am fost criticați pentru că guvernul României ar fi anulat acordul cu Banca Mondială pentru proiectul Comarnic-Brașov. Dar ați omis deliberat să spuneți că în varianta cu Banca Mondială termenul de realizare era 2030. Vă întreb deci cât se poate de serios. Asta vreți să le spunem românilor? Că vom termina autostrada Comarnic-Brașov în 2030 în condițiile în care noua lege a parteneriatului public-privat ne permite să începem deja lucrările în următorii 2 ani? Vă asigur totodată că nu e nimic care să ne facă de râs în relația cu instituțiile financiare internaționale, așa cum presupuneți dumneavoastră. Îi informez pe toți cetățenii României că nu avem nicio divergență contractuală sau de vreun alt tip cu Banca Mondială. A fost o discuție exploratorie pe care noi am analizat-o, iar în final am luat decizia de a merge pe varianta mai rapidă, chiar dacă este vorba de un proiect complex. Am mai văzut îngrijorarea privind absorbția fondurilor europene pentru proiectele de infrastructură mare. Vă fac cunoscut faptul că în prezent nu există niciun risc de dezangajare a fondurilor europene în acest domeniu. Avem pentru infrastructura de transport proiecte în lucru sau în licitație în valoare totală de 11 miliarde euro, adică de 2 ori mai mult
față de fondurile disponibile mulțumesc, la acest capitol pentru perioada 2014-2020. Până în prezent, Ministerul Transporturilor a absorbit 850 milioane euro. Comisia Europeană tocmai a aprobat finanțarea de 240 milioane de euro pentru autostrada Câmpia Turzii, Ogra, Târgu Mureș. A fost de asemenea aprobată supracontractarea cu 300% pentru axele de transport ale POIM 2014-2020, tocmai pentru a putea direcționa o parte mai mare din fondurile europene ale României către acest sector. Nu-mi stă în fire să fac promisiuni fără acoperire. Nu mă voi întrece cu dumneavoastră în promisiuni privind kilometrii ce vor fi finalizați până la încheierea mandatului. Eu v-am spus doar ce am făcut pentru a accelera aceste investiții, iar numărul de kilometri inaugurați sau dați în lucru vor fi numărați la final, când vom putea face comparația cu guvernările anterioare și cu ceea ce noi am promis în programul de guvernare. A noua dezinformare despre programul de guvernare se referă la investițiile din sănătate și educație. Am văzut multe afirmații false despre educație și sănătate. Ați spus, de pildă, că am fi blocat investițiile în școli și că am fi lăsat unitățile de învățământ fără fonduri de funcționare. Tot în acest registru susțineți că nu am construit nimic în România. Cred că fie sunteți într-o gravă necunoaștere a realităților din România, fie le cunoașteți, dar în stilul care vă caracterizează le negați, așa cum ați negat nenumărate alte evidențe. În 2018 a fost finalizată contractarea în PNDL 2 a 2130 de școli cu o valoare totală de 3,1 miliarde lei. Investițiile au și început. Mai mult decât atât, s-au finalizat lucrările de modernizare și dotare pentru 233 de unități școlare în valoare de 381 de milioane de lei. Aceasta este realitatea, stimați parlamentari. La fel de eronată este afirmația că nu mai facem investiții în universități. Vă informez că s-au încheiat deja contractele pentru construcția primelor 5 cămine studențești din cele 30 pe care ni le-am propus să le facem până în anul 2020, restul fiind fie în procedură de achiziție, fie în curs de completare a documentației tehnice. La fel de hazardate sunt și criticile pe care le-ați formulat în domeniul sănătății. Aveți pe de o parte falsele critici privind salarizarea din acest sector. Nu voi intra în detalii, dar pot afirma astăzi că nimeni din sectorul de sănătate nu are venituri salariale mai mici decât avea în februarie 2018 și că medicii au beneficiat de cele mai mari creșteri din sectorul bugetar. În ceea ce privește construcția de spitale regionale, vă reamintesc că 3 dintre cele 8 spitale vor fi realizate și din fonduri europene. Pentru acestea 3 au fost deja alocate terenurile și s-au recuperat întârzierile, astfel încât în trimestrul 4 din 2018 vom putea depune cererile de finanțare pentru construcția lor. La fel de false sunt și afirmațiile că se reduce accesul la medicamente compensate pe motiv că le-am ieftinit prea mult. Iată un argument marca PNL prin care e înfierată politica de reducere a prețurilor la medicamente. Vă reamintesc că în această guvernare s-a actualizat lista de medicamente compensate și gratuite.
În martie 2018 au fost introduse 16 molecule noi, iar în luna mai au mai fost adăugate încă 19 pentru afecțiuni cu tratamente costisitoare, SIDA, tuberculoză, diabet zaharat, boli degenerative, transplanturi, afecțiuni oncologice. Pentru final, am păstrat cea de-a 10-a dezinformare, reformele din justiție. Asistăm, din păcate, la cea mai amplă campanie de dezinformare și intoxicare a opiniei publice de după Revoluție. Sunt multe minciuni care circulă în spațiu public și care mizează în mod evident pe resorturile emoționale ce ar putea cataliza o reacție socială ostilă, indignată și radicalizată față de efortul majorității parlamentare de a transpune legislația penală deciziile Curții Constituționale, ale Curții Europene a Drepturilor Omului și, nu în ultimul rând, prevederile Directivei 343 din 2016 privind prezumția de nevinovăție. Se vorbește în moțiune despre așa zisa amputare a instrumentelor de anchetă ale organelor de urmărire penală, care nu vor mai putea astfel să prindă infractorii corupți, criminalii și violatorii. Dar nu contează realitatea și adevărul. Contează doar punerea unor etichete, ceea ce faceți dumneavoastră astăzi. Se inventează situații în care victima agresiunilor sexuale, chipurile, va fi obligată să dea declarații de față cu agresorul. Se omite însă, tot cu bună știință, să se vadă forma adoptată a codului de procedură penală care îi asigură victimei agresiunii sexuale statutul de martor vulnerabil, care beneficiază de măsuri specifice de protecție, inclusiv audierea, fără a fi în prezența autorului agresiunii. Chiar dacă dezbaterea privind codurile penale s-a purtat doar în Parlament, iată că opoziția nu ratează ocazia de a introduce subiectul în moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Este ciudat să mi se ceară socoteală pentru ce se întâmplă aici în Parlament, dar nu mă deranjează. Eu sunt și președinte executiv al Partidului Social Democrat și susțin 100% efortul colegilor mei parlamentari de a reforma sistemul judiciar și de a alinia codurile penale la principiile constituționale și la prevederile europene pentru înlăturarea oricărui abuz. Tot pe tema justiției. Vă rog, doamna primar. Tot pe tema justiției, am mai văzut un comentariu care m-a făcut să verific dacă într-adevăr moțiunea este semnată și de către reprezentanții USR. Mă refer la reproșul că guvernul nu a făcut investiții masive pentru îmbunătățirea condițiilor din închisori. Mă surprinde că la televizor cei din USR vorbesc despre infractori ca și cum toți ar trebui condamnați la moarte. Aici însă, în moțiune, ne ceartă că nu le facem condiții cât mai bune în închisoare. Eu îi asigur însă și pe cei de la USR și pe toți cei interesați că Guvernul României a majorat fondurile pentru instituțiile din sistemul penitenciar. În același timp, însă, Guvernul nu poate face minuni peste noapte. România nu își poate permite să înceapă construcția a mii de noi locuri în închisori, cât timp avem încă un deficit de finanțare a sistemului medical. Nu ne permitem să creștem foarte mult fondurile pentru hrana deținuților, când încă sunt deficiențe pentru plata hranei din spitale. Nu ne permitem să alocăm foarte mult pentru renovarea
sau modernizarea penitenciarelor, cât timp avem clase de școală sau camere de spital care necesită urgent o renovare. Acestea sunt în linii mari răspunsurile guvernului la obiecțiile din moțiunea de cenzură. În mod cert, este o moțiune care nu urmărește stabilirea adevărului, ci crearea unei false realități. Este o moțiune care revendică schimbarea actualei guvernări cu o alternativă de guvernare obscură, neclară și predispusă să recurgă din nou la tăieri de pensii și salarii, urmate de creștere ale taxelor, exact așa cum am mai văzut în guvernările anterioare. Vă mai amintiți, domnilor, TVA-ul de 24%? Date fiind toate aceste lucruri, există o singură variantă de răspuns din partea dumneavoastră: să votați clar împotriva moțiunii. Vă mulțumesc și vă doresc gândul bun. Vă rog! Vă rog, vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog! Vă rog! Vă rog! Vă rog! Vă rog, doamna prim-ministru! Vă mulțumesc și vă doresc gândul bun în acest an al unirii. Dumnezeu să ne ajute pe toți și întreaga țară. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog! Mulțumesc! Credeam că ați învățat că pentru a ajunge la guvernare aveți nevoie de voturile românilor și nu de țipete și un concurs de care țipă mai tare. Am să încerc să răspund punctual. Domnule Barna, USR-ul, ați vorbit de valori europene. Vă reamintesc că atunci când am prezentat primul program pentru președinția Consiliului Uniunii Europene, program urmărit de toate statele membre, dumneavoastră făceați circ pe holurile Parlamentului. Toți oamenii de bună credință au înțeles cât de multă atenție acordați Uniunii Europene. Care este România dumneavoastră, domnule Barna? Cea în care loviți un bătrân? Cea în care bruscați un deputat? Cea în care îndemnați la violență și ură? Să știți că românii nu iubesc pe cei care urăsc. Românii iubesc pe cei care aduc plus valoare și consens. Domnule Băsescu, nu suntem în trioul cu Austria. Repet, domnule Băsescu, nu suntem în trioul cu Austria, ci în trioul cu Finlanda și Croația, așa că vă rog să vă documentați. Mai mult, la Consiliul European ne reprezintă președintele României. Să înțeleg că nu aveți încredere în domnul Iohannis? Domnule Iulian Dumitrescu, să spuneți că România este o mărțoagă este prea mult. Cred că cu această afirmație ați jignit foarte mulți români și cred că ar trebui să vă cereți scuze românilor care privesc de acasă și vor să vadă lucruri pozitive. Vreau să vă asigur că în Teleorman sunt oameni cinstiți și onești. Oameni care își iubesc județul și care își iubesc țara și care nu ar face niciodată
astfel de afirmații despre țara lor. Sunt de acord cu dumneavoastră într-o singură privință. Există și limite în politică, dar dumneavoastră le depășiți cu prisosință. Domnul Predoiu, nu citesc, trebuie să văd ce ați spus dumneavoastră, doar nu-mi cereți să văd toate lucrurile eronate pe care le-ați spus și să le țin minte. Domnule Predoiu, am văzut cu toții câte clase ați avut în plus după modul în care ați guvernat, după plusul pe care l-ați adus atunci când ați fost la guvernare. Doamnă Turcan, nu vreau să vă jignesc, nici nu vreau să fac aprecieri, pentru că niciodată nu am jignit o femeie și nu o să o fac nici acum. Dar dumneavoastră vă acord credibilitate. Studiile dumneavoastră la Moscova nu vă recomandă ca un specialist în economia Uniunii Europene. România nu se poate guverna cu glumițe, doamnelor și domnilor, ci cu acțiuni ferme și concrete. Iar eu am certitudinea că noi schimbăm România în bine în fiecare zi. Vă mulțumesc!